pe toate fenomenele astea, nu sunt periculoase. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, prezența mea de astăzi aici este și a aduce mesajul Comisiei Europene, care este solidară cu populația afectată de aceste fenomene care sunt chiar nemai întâlnite în regiune. Și bineînțeles că am transmis condoleanțele noastre către familiile afectate. Pe de altă parte, am arătat că avem la dispoziție un fond de solidaritate pe care orice stat membru îl poate apela maxim 12 săptămâni de la întâmplarea unor astfel de dezastre. Deci acum autoritățile naționale sunt convinsă că vor face o evaluare a acestor pagube pentru a vedea în ce măsură se cadrează pentru a folosi fondul de solidaritate. Pe de altă parte, avem la dispoziție aceste noi măsuri pe care le-am făcut în legislația europeană privind posibilitatea de a folosi 95% din fondul de dezvoltare regională pentru reconstrucție. Am susținut-o personal în Parlamentul European după cutremurul din Italia, tocmai pentru a oferi guvernul italian, dar de această măsură beneficiază de acum înainte toate statele membre. A fost adoptată de Parlament chiar săptămâna trecută la Strasbourg și mai urmează să fie adoptată de către Consiliul Uniunii Europene. Sigur că cea mai importantă este acțiunea de prevenție și din acest punct de vedere avem la dispoziție, mai ales prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală, dar și a Fondului de Regional, foarte multe măsuri de prevenire, de construire de baraje și așa mai departe, de prevenire a incendiilor, a dezastrelor naturale, dar sigur că e vorba și de experiență. Unele state au această experiență și sunt pregătite, altele state, eu cred că din câte am văzut, dar am reușit să văd ieri, autoritățile locale și naționale s-au mobilizat. Din păcate, avem aceste pierderi de vieți omenești și cred că este o tragedie pentru zona de Nord-Vest, pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană. Deci mesajul meu este unul de solidaritate și invitația mea către doamna ministru este de a analiza împreună toate opțiunile pe care le avem, să vedem în ce măsură putem ajuta acum post factum, dar și pentru a preveni evenimente de acest gen în perioada următoare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Sigur că este o preocupare permanentă a Guvernului cu sprijinul Comisiei Europene pentru România de a căuta soluții în prevenirea cetățenilor în tot ceea ce înseamnă efecte negative ale fenomenelor meteo extreme în contextul schimbărilor climatice peste tot în lume. Ele se petrec de obicei într-un timp extraordinar de scurt, fac ceea ce înseamnă și o intervenție rapidă. După cum bine știți, nu de mult au fost probleme în ceea ce privește modalitatea în care necesarul de echipamente pentru intervenție în situații de urgență pentru salvarea vieților omenești a făcut obiectul unei discuții la nivelul domnului prim-ministru